Municipalitatea Câmpineană a primit astăzi vizita unei delegații a orașului francez Beauvais, condusă de viceprimarul acestei localități. În cadrul întâlnirii, ambele părți au prezentat informații despre trecutul și actualitatea celor două orașe, accentul discuțiilor fiind pus pe partea culturală. Un oraș ocupat de foarte mult timp, deci are un trecut. Mais bon, les signes les plus évidents sont de l'époque gallo-romaine. Deci semnele evidente datează din epoca gallo-romană. Entre le 1er et le 4e siècle. Între primul și al patrulea secol. Pour laquelle nous avons encore de nombreux vestiges. Despre care, sau în legătură cu care, avem încă numeroase vestigii. Câmpina începe Valea Prahovei, este poarta de intrare către Valea Prahovei, care este o, care de fapt constituie o zonă turistică de mare importanță pentru România. Directorul Muzeului HD, Eugenie Catabacu, a subliniat legătura dintre cele două localități. Este vorba despre un inedit album de artă apărut la Beauvais, dedicat lui Diogène Maillart, profesorul de pictură al Iuliei HD de la Paris. În luna aprilie am primit primul mesaj de la Beauvais, de la colega doamnei Marian Fizegoran, doamna Catherine Pieblan, care, în afară de faptul că este viceprimar al Beauvais-ului și se ocupă de patrimoniu din Beauvais, dânsa a fost preocupată de viața și opera lui Diogène Maillart. În octombrie anul acesta, la Beauvais s-a lansat acest album, foarte elegant, foarte elegant, cu Iulia HD pe copertă, portret făcut de Diogène Maillart, portret care se află în Muzeul HD. Oaspeții au fost invitați de joi să participe la festivalul Hora Prahoveană, nefiind exclusă pe viitor o colaborare mai strânsă, dat fiind și faptul că viceprimarul localității franceze are atribuții pe linie culturală și de înfrățire administrativă.